Nicolae Muja, fost liberal-democrat, a fost numit în funcția de subprefect al județului Gorj, numire care a avut loc în ședința de guvern de miercuri, 16 februarie. Muja a ocupat funcția de președinte ALDE Gorj și vicepreședinte al Consiliului Județean, intrând în PSD Gorj după ce a pierdut alegerile din toamna anului 2020. Jurământul lui Nicolae Muja a fost depus astăzi, 17 februarie, alături de jurămintele celorlalți suprefecți și al prefectului care au fost numiți în această funcție în ședința de guvern. Bună ziua, stimați colegi! Numele meu este Bucur Ciprian, sunt director general adjunct al Direcției Generale pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului. Alături de mine este domnul secretar de stat Aurelian Păduraru, căruia îi mulțumim pentru prezență. După cum știți, în ședința de guvern de data de 16-a 2-a, a fost adoptată o serie de hotărâri privind numirea conducerilor mai multor instituții ale prefectului. 5 instituții ale prefectului. Astfel, astăzi depun jurământul prefectul de satul mare și un număr de 6 subprefecți care au fost numiți în ședința de guvern din data de 16-a 2-a. În temeiul articolului 8 din Constituția României Republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articol unic. Domnul Muja Nicolae se numește în funcția de subprefect al județului Gorj. Prim-ministru Nicolae Ionel Ciucă contrasemnează ministrul afacerilor interne Lucian Nicolae Bode. Hotărârea numărul 216 din 16 februarie 2022. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterele și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Gorj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jurământul prefectului și jurămintele celor 6 suprefecți numiți în funcție au fost încheiate prin discursul secretarului de stat Aurelian Păduraru, care le-a urat succes noilor suprefecți și noului prefect, adresându-le și câteva recomandări. Domnule prefect și domnilor suprefecți, instituția prefectului este o verigă importantă în ansamblul instituțional al statului și ca atare trebuie să înțelegeți și să vă asumați pe deplin rolul constituțional ce decurge din această funcție de demnitate publică. Prefectul este garantul desfășurării activității administrației publice locale în conformitate cu legea, fiind totodată interfața între cetățeni și administrația centrală a statului, pe de o parte, și cetățeni și administrația locală, pe de altă parte. Prin depunerea acestui jurământ v-ați asumat o mare responsabilitate față de România, față de cetățeni și față de Guvernul României. Începând de astăzi, aveți o datorie foarte importantă și aceea că veți vedea la respectarea legii și în același timp veți acționa ca aliant între comunitățile locale, autorități și Guvernul României. Fiți prezenți și activi în comunitățile dumneavoastră pentru a crea acea legătură puternică cu cetățenii, atât de necesară pentru a gestiona mai ales situațiile critice care pot apărea în activitatea dumneavoastră. Abia atunci veți conștientiza cât de importantă este susținerea cetățenilor, de aceea vă îndemn să construiți în mod transparent și din timp această relație vitală. Aștept de la dumneavoastră implicare totală și responsabilitate față de interesele comunităților. Așteptările sunt mari de la dumneavoastră, de aceea este important să acționați cunoscând foarte bine legea, după o documentare temeinică și o consultare solidă cu toți factorii de decizie implicați. Orice derapaj sau bârbă administrativă poate avea consecințe grave și se contabilizează pe negativ la adresa întregului guvern. Pe umerii dumneavoastră apasă o responsabilitate imensă și vreau să conștientizați acest lucru. Aveți în minister profesioniști cu care vă puteți consulta ori de câte ori aveți îndoieli, mai bine măsurați de două ori înainte să tăiați odată. La finalul ceremoniei de investire în funcție, Nicolae Muja a declarat faptul că are convingerea că alături de colectivul din instituția prefectului va realiza proiecte bune și va pune în practică programul de guvernare al Guvernului României. Vreau să vă spun că am convingerea că împreună cu colectivul instituției prefectului vom realiza proiecte bune și vom pune în practică programul de guvernare al Guvernului României. Ca și reprezentant al Guvernului României, voi reprezenta cu onoare, cu demnitate
și cu responsabilitate în fața tuturor locuitorilor județului Gorj. Mulțumesc!